Cine are norocare, stați liniștiți că nu e misiune nici de manele, nici de voie bună, dar nu pot să spun altceva când văd cine sunt tinerii frumoși și liberi ai Timișoarei care își permit să-și ridice o casă și vor primi gratuit teren de la primărie. Ce să vezi, sfânta întâmplare timișoreană, pe listă avem așa, Sanda Greblă. Nimeni alta decât omul de încredere și pupila prea protejată a primarului Nicolae Robu, domnul Cătălin Iapă, proaspăt consilier personal, proaspăt vis-a-vis de domnișoara Sanda Greblă, care e de la început, consilierul local PNL Grigore Grigoroi. Ce să faci, ce să faci? Au și domniile lor dreptul ca și cetățeni să aplice, nu-i așa? Desigur. Dar unii primesc de toate, și terenuri, și funcții, și bani, căci și consiliile de administrație tot bani înseamnă. Asta e, când ești lângă cine trebuie, pupi Piața Independenței sau, mă rog, hai să zicem steagul de partid, ne limităm la atât și ți-e bine. Așa că poți să înjuri cu foc dușmanii partidului. Sau nici măcar ai partidului, ai șefului. Și dacă șeful nu e fericit, îl faci să fie. Pentru că merită. Asta este, doamnelor și domnilor, situația. Citiți toate detaliile pe presalert.ro. Interesant este că sigur se vor găsi explicații. Remarc însă că city managerul Robert Christoff nu a prins un loc. Ce să vezi, o fi city manager, dar încă nu e în punctajul preferaților, acolo unde trebuie, dar nu-i problemă. Se descurcă domnia sa dacă primește niște domenii interesante de administrat. Poate își face direct palat. Un palat mai mic, mai mare, după posibilități. Dar nu despre case vom vorbi neapărat în această seară, ci despre investiții, cel puțin asta mi-am propus. Invitatul meu din această seară este directorul celui mai mare spital din vestul țării, cum place mie să spun, și așa și este, Spitalul Județean din Timișoara, dar și un membru important, oarecum retras mai la umbră, ca să zic așa, în PSD, domnul Marius Crainea. Bună seara, bine ați revenit la Presa. Bună seara, bine v-am regăsit. Niște terenuri vreți pe la Spitalul Județean, până acum, aveți acolo pentru fiu, niște PSD-iști? N-am avut niciodată norocul niște prin terenuri, nici am o vrămătușă Tamara. Tot ce am realizat, am realizat prin munca mea proprie și personală. Dar vis-a-vis de ce ați spus mai înainte și ați prezentat înainte, sigur că este o inițiativă lăudabilă ca și primăria să acorde familiilor tineri căsătorite terenuri în municipiul Timișoara, dar foarte mare grijă la modalitatea de acordare acestor terenuri, astfel încât să nu există niciun fel de suspiciune, niciun fel de acuze care pot fi aduse cui s-au acordat aceste terenuri în municipiul Timișoara. Apropo de ce discutam înainte. Așa, cum se face? Tot apropiații lui. Probabil că s-au născut într-o zi norocoasă, probabil că Dumnezeu își întoarce mai des fața către ei. Probabil că sunt exact acolo unde a spus, unde trebuie, omul potrivit la momentul potrivit. Am înțeles, adică Dumnezeu e mai mult liberal decât social-democrat. În această perioadă în municipiul Timișoara se pare că da. Dar să sperăm că nu pentru mult timp. Oricum este o perioadă de doar 4 ani de zile, un an a trecut, deci ne apropiem încet încet. Domnul Crainea. Și în 3 ani, cu cine veniți, domnule, la primărie? Grindeanu e la București, în urma de șansa social-democrației e acolo, așa nu mai este. Vine la Timișoara, timișorenii nu-l mai iubesc că au ieșit în piață și au strigat, a reușit Grindeanu să adună în piață mai mulți, doar Ceaușescu a scos mai mulți timișoreni în piață și au strigat jos Grindeanu cu ordonanța 13. Este foarte adevărat. Acum cu cine veniți la primărie? Sincer, în partid există enorm de mulți oameni de valoare. Ceea ce din punctul meu de vedere a fost complet greșit calculat la alegerile de anul trecut a fost timpul acordat omului să se pregătească pentru alegeri. În sensul că partidul anunța foarte târziu persoana care va candida la funcția de primar al municipiului Timișoara. Pentru asemenea funcție ai nevoie de o pregătire de câteva luni de zile, ai nevoie să te specializezi în diverse domenii cu oameni consacrați în domeniile respective, astfel încât să faci față provocării la candidatura la primăria Timișoarei, nu și la câștigarea ei. Deci pentru această
asta din punctul meu de vedere. Și ca să câștigi trebuie să te lansezi cu 2-3 ani înainte, cel puțin, cel puțin 2-3 ani înainte, pentru că, repet, ai nevoie de foarte mult timp. Pe cine vedem noastră candidat de PSD? Nu spuneți de Grindeanu, că Grindeanu nu mai coboară acum de la înălțimea funcției de premier 100%, să candideze 100%, la, când ne referim să se bată la cu Nicolae Robu. Președintele Sorin Grindeanu, este clar că funcția de prim-ministru este mai mult decât onorantă. Este o funcție pentru care am muncit, o funcție care reprezintă o coronare a eforturilor depuse. Să nu uităm că a fost pentru prima oară când Timișo a fost câștigat de PSD la alegerile locale. Dar sunt oameni, sunt oameni de valoare, repet. N-am să mă apuc să-i anumăr aici, pentru că s-ar putea să omit unii dintre ei și atunci voi face o greșeală față de persoane respective. Câtă dar vă pot, spune 100% că există foarte mulți oameni care pot să candideze și cu succes la... Să-l bată pe Nicolae Robu. Nicolae Robu la ora actuală, așa cum e el, hulit, de presă mai mult decât de societate, criticat de PSD din când în când. De toți când a plecat suntem oameni, o secundă, domnul de când a plecat Simonis, e liniște și la PSD, s-a văzut ce însemna un singur om, apropo de opoziție la Nicolae Robu, în rest, e o tăcere a miilor în Consiliul Local. Acum, o secundă. Da. Nu văd cine ar putea să fie un contracandidat cu adevărat viabil și care să adune atâtea voturi încât să-l bată pe Nicolae Robu în acest moment. Acum v-am spus, din punctul meu de vedere, sunt persoane în partid care sunt capabile și apte și pot într-adevăr să reprezinte cu demnitate și cu succes Partidul Social Democrat la alegeri și domnul primar Nicolae Robu este la rândul lui un om. Un om care a câștigat, dar un om care la rândul lui poate fi învins. Depinde doar de noi în cât timp ne vom organiza, cât de repede vom stabili cine este candidatul la viitoarele alegeri, pentru ca să dăm timp. La filiala Timișoara cine? La PSD Timișoara? La PSD Timișoara, Florin Bârsășteanu. Mă scuzați, domnul Bârsășteanu e nimeni pe stradă. Nu l-am mai auzit de domnia sa din punct de vedere politic. Păi nu, nu, nu. Din punct de vedere politic. Totuși a fost candidatul nostru la primărie. Nimeni pe stradă din punct de vedere politic. Îmi cer scuze. De la candidatura domniei sale și după ce n-a mai fost pe listele pentru Camera Deputaților, nu am mai auzit de domnia sa din punct de vedere politic nimic. Am auzit, dacă vreți, despre un alt mare căcut al partidului, dar mereu norocos, domnul Matei. Mai degrabă l-am văzut pe Matei, pe Suciu Matei, pe Facebook sau glăsuind în diverse forme, decât de domnul Bârsășteanu. Probabil că e ocupat cu știința, cu business-urile. Dar politic, acum, după ce și-a finalizat activitatea de deputat, într-adevăr, a revenit în cadrul spitalului de ca și medic șef de secție la secția de radiologie și, într-adevăr, și-a preluat toate atribuțiile legate de șefia de secție. Deci, din acest punct de vedere, sunt 100% că în activitatea medicală își face cu prisosință datoria. Dar revenind la alegerile și desemnarea unui candidat pentru primărie, eu sunt convins că în perioada următoare se va lua o decizie în acest scop, se va forma o echipă care să înceapă bătălia pentru cucerirea primăriei peste 3 ani de zile. Dar pentru nu cu domnul Bârsășteanu, omul este foarte realiști. Important, care ne va reprezenta cu în această... Domnul Bârsășteanu e ca și cum... legat de picioare Florin cu două lanțuri. Florin este președintele președintele organizației municipale Timișoara. Da? Deci, din punctul meu de vedere, are un cuvânt greu de spus. Credeți, în ceea ce zic privește, că nu are niciun cuvânt. Da, pentru că totuși este un membru vechi. Eu aș face un pariu cu dumneavoastră că nu are niciun cuvânt la ora actuală în organizație. Nu pun pariuri referitoare la politic cariera vorbind, lui. Da, politic vorbind, asta și spun, la cariera lui politică. Din punctul meu de vedere, cred că nu are niciun aproape nimic de spus. Eu sper să se implice cu mai multe serios cu mai mult dinamism, cu mai multă energie, pentru că, repet, este o filială care, credeți-mă, poate. În momentul în care este hotărâtă, poate. Proastă. Da. Speranța moare ultima, dar da. Crapă și ea, la un moment dat, așa că... Așa cred că... Cred că domnului Bârsășteanu se aplică această zicere. Cred că a intrat așa într-o somnolență... Într-o cont de umbră. Într-o somnolență politică și... Vom vedea. Bine, ce atunci nu ne rămâne decât să-l trezim. Da. Să-l trezim și demisie, să-l punem la treabă. O cerere de demisie, de exemplu, ar fi o variantă. Nu e așa de mult și abia l-am alesteș. Nu e așa de mult și normal un exercițiu democratic. Au stat alții mai președinți mai puțin... Da, sunt de acord. Sunt de acord. Mai puțin pe sunt funcții. De acord. Deci s-au văzut sunt de acord, mai... dar revenind la întrebarea dumneavoastră, credeți-mă că sunt oameni capabili în partid care să se lupte de la egal la egal, iar dacă sunt lăsați să-și facă treaba, pot să spun
și să afirm cu tărie că sunt capabili să câștige primăria municipiului Timișoara. Doar că pentru aceasta trebuie o echipă care să înceapă să lucreze, să fie dinamică, să fie energică, să-și pună în practică absolut toate cunoștințele, iar acela care va conduce acea echipă, într-adevăr, peste 2 ani, 2 ani și ceva, adică în ultimul an, în momentul în care începe campania propriu-zisă, să fie foarte bine pus la punct cu toate subiectele de ceea ce înseamnă a conduce un municipiu ca și Timișoara. Oamenii să-l cunoască, să știe ce viziune și ce idei are pentru Timișoara, pentru că la modalitatea în care se schimbă lucrurile în Timișoara, la viteza cu care se acționează. Nu se schimbă nimic. Exact. Credeți-mă că Timișoara are nevoie rapid de un suflu nou. Nu ave, exact nu mai avem ca sistemul de sănătate, avem de multe ori am o veste proastă. Încă una 2020, proastă. Eu cred că în seara asta trebuie să mai dăm și vești bune. Stai stin, că 2020 nu se schimbă nimic și din 2020 până în 2021, când Timișoara va fi capitală europeană, europeană, da? Da, mai e una, nu mai poți face aproape nimic. Deci, eu sunt de acord, dar odată și odată trebuie să începem. Am pierdut destul. Timișoara față de alte municipii din România a pierdut destul, din păcate, în anii după Revoluție. Dacă facem o comparație între cum arăta și ce reprezenta Timișoara în anii 80-90 și ce reprezintă astăzi Timișoara în peisajul românesc, dați-mi voie să vă spun că nu mă mândresc deloc cu evoluția pe care am avut-o cei 27 de ani de la Revoluție. Sunt timișorean și nu sunt dispus, m-am născut lângă Timișoara în comuna Gearmata, am trăit toată viața în Timișoara, voi trăi și voi muri probabil aici în Timișoara. Dar asta nu înseamnă că îmi permit să mirosesc viața și anii aceștia nu mi-i mai dă nimeni înapoi. Nu este normal ca la 27 de ani de la Revoluție să trăim pe aceleași străzi și pe aceleași coridoare ca și în urmă cu aproape 3 decenii. Nu este normal să nu avem o autostradă, puncte de legătură cu capitala României și cu litoralul și cu principale stațiuni montane din România. Aveți un premier. De la dar avem un premier care este de 3 luni de zile și dacă, și sunt convins că așa va fi, și aici vom vorbi probabil și despre programul guvernal în sănătate al Partidului Social Democrat, care a fost conceput în urmă cu câteva luni de zile și a început să fie pus în aplicare, pentru că am participat în urmă cu 2 săptămâni la 2 întâlniri deja la minister. Sunt convins că dacă vor fi lăsați să lucreze, vor fi lăsați să-și facă datoria, cel puțin o anumită perioadă de timp, după care bineînțeles că trebuie tras la șocoteală ce au făcut în perioada respectivă și cum au urmat pașii și treptele programul de guvernare, sunt convins că își vor face datoria. Dar au și ei nevoie de o perioadă de timp în care să înceapă să-și desfășoare activitatea. Păi da, au început bine, au început cu ordonanța 13. Au început așa de bine că o lună jumate au fost blocați cu alte lucruri care nu aveau legătură. Absolut nicio legătură cu acțiunea de guvernare. Cu chestiune, nicio legătură cu ce au propus în campanie și au promis. Îmi pare rău, chestiunile alea nu erau în oferta electorală. Bun. Corect. Revenind la bani, a fost aici președintele Consiliului Județean Timiș și am remarcat că curg banii dinspre Consiliul Județean spre Spitalul Județean. Și vă întreb ce a făcut. A fost acum, sunteți de partea norocoasă, a făcut lobby la partid. Deci, de câțiva ani de zile, că văd că din 2014, curg banii spre Consiliul Județean, de la Consiliul Județean. Noi am făcut împreună mai multe emisiuni în care am prezentat exact și corect situația financiară a Spitalului Județean și investițiile pe care Spitalul Județean, respectiv investițiile financiare, realizează în cadrul Spitalului Județean. Începând din vara anului 2014, pot să afirm că, într-adevăr, dinspre Consiliul Județean a fost o infuzie financiară uriașă către Spitalul Județean. Au fost investiții majore realizate în ultimii ani de zile. Vreau să spun că trecem printr-o perioadă absolut propice pentru Spitalul Județean. Din ce puncte de vedere? Fostul președinte Titu Bojin a vizitat de mai multe ori unitățile sanitare, a înțeles importanța și ceea ce trebuie făcut în sistemul sanitar, inclusiv investițiile financiare. A urmat apoi perioada domnului prim-ministru Sorin Grindeanu, care a stat câteva luni de zile, dar cunoștea foarte bine problemele legate de Spitalul Județean. A venit la conducere de câteva luni de zile domnul Călin Dobra, actualul președinte, care de pe vremea când era vicepreședinte al Consiliului Județean deja cunoștea problemele medicale și nu numai ale spitalului și administrative ale Spitalului Județean. Din acest punct de vedere, trebuie să recunoaștem că trecem printr-o perioadă absolut norocoasă, apropo cu cei care își primesc terenul de la primărie, și noi din acest punct de vedere trecem printr-o perioadă norocoasă, pentru că sunt oameni care înțeleg fenomenul, care au fost dispuși să investească, au înțeles că sănătate fără bani nu există niciunde în lume. Și aici trebuie să fii cel mai incorrect om de pe planetă ca să nu recunoști că Spitalul Județean au suferit transformări majore în ultimii ani de zile. Mă întreb de multe ori oare ce s-ar fi făcut dacă cu mulți ani înainte ar fi început aceste probleme de modernizare și reparație
operații la spitalul județean. Câți bani aveți alocați anul acesta? Anul acesta, la ședința de la plenul de săptămâna trecută, 7 milioane de lei pentru reparații, da, unde au fost propuse absolut toate secțiile a intra în proces de reparații, și 12 milioane pentru investiții. Cu, 19 milioane. 19 milioane de lei. Din punctul meu de vedere, o sumă uriașă pentru sistemul de sănătate, ținând cont de sumele care se alocă către alte unități sanitare din România, pentru că foarte multe dintre ele sunt publice și am văzut cât investesc alții în sănătate. Dar să nu uităm, aceasta este o investiție care vine în anul 2017, la prima acordare de buget. Da? În 2016 am avut peste 8 milioane de lei pe reparații și peste 10 milioane de lei pe investiții. Să nu uităm ce realizări a fost cam tot acolo. Să nu uităm că în anul 2015 a fost o sumă asemănătoare. Deci, din acest punct de vedere, aceste investiții care continuă de 3 ani de zile să regăsesc în toate modernizările făcute în spitalul județean. Să nu uităm ce s-a făcut la Casa Ustrea. Să nu uităm cum arată secțiile de chirurgie de la spitalul județean. Să nu uităm câte investiții au făcut în maternitatea Bega. Să nu uităm investițiile de la ortopedie. Ortopedia practic, toate secțiile de ortopedie și coridorul până la intrare, în afară de ambulator, secția de radiologie imagistică care este acolo, secția de compartimentul de septic și de misolu a fost refăcută în totalitate. Deci practic a suferit un proces complet de modernizare. Nimic din ce se găsește acum nu era în urmă cu un an și ceva în ortopedie. Totul a fost luat de la zero. Iar din punctul meu de vedere, ca unitate etalon pentru Spitalul Județean și pentru medicina din Timișoara, Banat și cred că nu numai, o reprezintă secțiile de chirurgie conduse de profesorul Lazar Fulge și profesorul Sorin Olariu. Anul acesta terminăm și a treia secție de chirurgie condusă de profesorul Doru Vâlceanu. Deci sunt investiții majore făcute de Consiliul Județean, reparații care se văd și în primul rând este satisfacția noastră, mulțumirea noastră a medicilor și a întregului personal medical care deservește Spitalul Județean vis-a-vis de condiția hotelieră pe care o oferim pacienților. Bun. Investițiile în echipamente, cât degeaba eu, dacă ai o clădire frumoasă... Aici avem o mare problemă. Dacă ai aici o clădire frumoasă și... Sunt perfect de acord. Sunt perfect de acord cu dumneavoastră. Aici avem o mare problemă. În sensul că, din păcate, am trecut un an 2016 fără nici un fel de investiție, fără nici un fel de buget de la Ministerul Sănătății către Spitalul Județean privind nici măcar un leu. Au fost promisiuni nenumărate, din păcate neonorate. Pot să spun că, așa folosind o expresie mai puțin academică, că am fost trași pe sfoară până la sfârșitul anului. Ba mai mult decât atât, știți foarte bine că, vis-a-vis de secția de, chirurgie plastică cu pacienții cu arsuri grave, pacienții mari arși, da? Am avut o investiție de la Consiliul Județean de peste 3 milioane de lei în ceea ce privește reparațiile și modernizările. Asta fără să socotim consolidarea care a fost făcută înainte, tocmai în scopul extinderii Casei Austria pentru modernizarea compartimentului de mari arși. Am angajat personal, pe schema aprobată de Ministerul Sănătății, aproape 50 de persoane. Da? Pentru ca această secție să funcționeze, avem nevoie de aparatură medicală. Au fost făcute nenumărate demersuri începând de la mijlocul anului trecut. Au fost trimise necesarul de aparatură medicală întocmit de către colegii de la Casa Austria, de la chirurgie plastică și terapie intensivă, ca să dotăm secția. După sprijinul pe care uriaș, de altfel pe care l-am primit de la un om extraordinar, un om cu suflet care nu poate fi descris, și de și mă refer aici la înalt presfințitul Ioan, Mitropolitul Banatului, care personal a făcut vizită la Ministerul Sănătății să încurajeze finanțarea cel pentru... mai activ, da, și puternic lobist pentru, pot să spun că da, pentru Banat, s-a implicat enorm de mult în ceea ce privește centrul de mari arși și în ceea ce privește maternitatea. Deci a fost un om care a pus nu numai întreaga experiență profesională, dar a pus și enorm de mult suflet în aceste realizări. Și am primit, știți foarte bine, luna octombrie, spre mijlocul lunii octombrie, o aprobare financiară de la Ministerul Sănătății în valoare de 17 milioane de lei pentru aparatura de la mari arși. Bineînțeles că în acel moment era imposibil să mai începem o licitație, pentru că trebuia finalizată până la 31 decembrie. Exact, 2016. Practic au fost niște bani pe care ați avut pe hârtie. Exact, se regăsesc în bugetul de 2017. Deci a fost o surpriză uriașă când la începutul anului 2017, când după o muncă uriașă, de o responsabilitate imensă, având în vedere evenimente negative de la centrul de arsuri din București, știți foarte bine ce s-a întâmplat acolo vis-a-vis de aparatură și câte emisiuni au fost pe tema centrului de arsuri de la București, vreau să spun că a fost o presiune uriașă pe colegii de la Casa Austria, pe domnul profesor Tibi Bratu, pe domnul profesor Bebe Nodit să întocmească caietul de sarcini, necesarul de aparatură și caietul de sarcini. Când a fost finalizat, am aflat cu stupoare de la Ministerul Sănătății că banii nu se regăsesc în fila bugetară anului 2017.
Pentru aceasta am făcut deja două drumuri la București. Am găsit înțelegere de la actualul ministru al sănătății, explicându-i toată situația în care se află clinica de la Casa Austria. Licitația pentru dotarea cu aparatură medicală a fost cuprinsă în bugetul Ministerului Sănătății cu fonduri de la Banca Mondială. Săptămâna trecută O să aveți bani sau nu o să aveți bani? O să avem, de fapt nu o să avem bani, Ministerul Sănătății prin Banca Mondială va organiza licitația pe necesarul trimis de la Timișoara. A avut loc o ședință cu Comisia de Chirurgie Plastică din cadrul Ministerului Sănătății. S-a aprobat în totalitate necesarul de aparatură medicală de către Comisie în prezența domnului ministru și să sperăm că până săptămâna viitoare, maxim în două săptămâni, va începe licitația, repet, pe fonduri de la Banca Mondială. Asta înseamnă că echipamentele ar putea să ajungă când? Noi estimăm că în jur de 3 luni de zile echipamentele trebuie să fie instalate în Casa Austria și compartimentul să devină funcțional. Deci funcțional la 1 septembrie? Păi, aprilie, mai, iunie, iulie, cel târziu la 1 septembrie compartimentul trebuie să fie declarat funcțional. Suntem de neiertat dacă nu vom face aceste lucruri. Pentru că discutăm despre sume mari financiare alocate de către Consiliul Județean. Repet, discutăm de câteva milioane de lei și discutăm de asemenea de o angajare a peste 40 de persoane care astăzi au carte de muncă la Spitalul Județean. Și stau degeaba? Nu stau degeaba, ei au fost trimiși la specializare. Din acest punct de vedere pot să spun că avem un timp câștigat, da? Pentru că ele au plecat deja la perfecționare. Unii la centre din București, alții la centre din străinătate, alții rotează prin diversele secții ale Spitalului Județean și mă refer aici la colegii care funcționează pe terapie intensivă. Deci din acest punct de vedere avem un pic de timp pe care l-am câștigat prin faptul că nu este dotată secția, pentru că acel personal care a fost angajat trebuie obligatoriu să se supra-specializeze în ceea ce privește tratamentul pacientelor cu arsuri grave. Bun. Extrem de important acest detaliu și spuneți că practic până la 1 septembrie această secție ar trebui să fie funcțională? 100% da. Dar noi avem în plan și prevăzute 5 paturi pentru Casa Austria. 2 dintre ele sunt finanțate pe bugetul actual al Consiliului Județean, urmând ca săptămâna viitoare să începem procedura de licitație pentru proiect și execuție pentru compartimentul de celelalte 2 paturi care rămân până la numărul de 5 alocat adică compartimentului 3. De mari arși. 3 avem și mai facem 2. Adică 2. Da. Și echipamentele care vin de la sunt minister pentru toate 5 paturi. Deci pentru toate 5 paturi. Da, pentru că noi am avut mai multe întâlniri cu Comisia de Sănătate de la Consiliul Județean. Ce înseamnă că v-aș întreba o chestiune ca să înțeleagă și telespectatorii cât de importante sunt sau cât de mari sunt costurile pentru un singur pat. Care este media, dacă ne puteți spune ca și de la, nu știu, de la clădire, de la spațiu, asigurarea tuturor condițiilor și echipamente, cam care e media pentru un pat? Păi vă dau niște costuri pe care le-am avut. Pentru cele 5 pentru paturi? Pentru cele 5 paturi, ca și construcție, ca și extindere, având în vedere faptul că această construcție există, deci n-am plecat de la zero, ca și extindere se vor aloca în jur de 5 milioane de lei, deci peste 1.200.000 de euro, da? Iar pentru aparatură, suma estimată, sigur că va fi mai mică în urma licitației, deci estimat de noi în urma licitațiilor electronice și aparatelor de pe sistemul electronic de achiziții publice, este în jur de 17 milioane de lei, deci aproape 3 milioane jumate de euro. Ceea ce înseamnă că costul total al alocat va fi peste aproape 5 milioane deci, de euro pentru un compartiment de 5 paturi. Aproape 1 milion de euro pe pat. Exact. Asta nu punem... Nu punem construcția pe care am avut-o. Și nu punem în calcul costurile cu personalul. Nu, nici vorbă. Ne referim doar la construcție și dotare cu aparatură medicală. Este o investiție foarte mare, de aia vă spun asta că responsabilitatea este uriașă și avem obligația, repet, obligația să nu pune nimeni în pericol acest proiect. Vreau să vă spun că am avut o discuție foarte dură la Ministerul Sănătății pentru că încă o dată, eu nu mai accept sub nicio formă ce s-a întâmplat anul trecut vis-a-vis de joaca cu banii, bai avem, ba nu avem, deci discutăm de o sumă foarte mare alocată de către bugetul de stat și, repet, trebuie să o ducem la finalizare cât se poate de repede. Asta din punct de vedere financiar.
dar din punct de vedere medical, cu atât mai mult, pentru că la ora actuală Timișul nu dispune de saloane de asemenea învergură ca să găzduiască și să trateze pacienturi, nimeni în România. La ora actuală nu există niciun centru în România. Primele două care vor fi la nivel de București sau, având în vedere anul în care se vor executa, poate urcă ca și calitate peste București, sunt Timișoara și Iașul. Noi suntem gata cu construcțiile, urmează doar aparatura medicală, pentru că am fost împreună la evaluarea de către comisie. Iașul, da, Timișoara și Iașul. Bun, asta ar putea ajunge în situația în care, Doamne ferește, este o problemă, cum a fost la genul colectiv, la București, exact. Să fie aduși cu avioanele aici. Deci, ceea ce am făcut noi la Timișoara este după norme europene. Nu diferă cu absolut nimica față de calitate. Mă refer la calitate de condiție hotelieră, condiție a pacientului și aparatură medicală față de centrele din alte țări mult mai avansate din acest punct de vedere ca tehnologie decât noi, și aici revin importanța pregătirii personalului, pentru că ceea ce face diferența între viață și moarte este condiția, aparatura și devotamentul și pregătirea profesională a personalului. Fără astea trei... Și infecțiile intraspitalice, bineînțeles. Bineînțeles. Asta vreau să vă întreb. Cum sunteți pregătiți? Pentru că în România, unde te duci, dai deci, de infecție. Vis-a-vis de e o discuție, mai ales că în cazul marilor arși, din cazul colectiv, s-a discutat foarte mult pe faptul că unii dintre ei li s-a agravat starea din cauza acestor infecțiilor supraadăugate pe perioada spitalizării. Este foarte adevărat. Și ce măsuri luați de prevedere că de-abia se deschide? Se face diferența între cum arată, cum este dotat și ce investiții financiare sunt într-un centru de mari arși care respectă normele și mai ales circuitele europene față de celelalte centre care au fost făcute înainte. Păi domnul Dragoș, hai să vă spun ceea ce face, să fie clar ce înseamnă. Deci nu se pune problema de respectat, este problema de legislație. Ai o lege în față pe care trebuie să o respecti și legea nu se discută, se aplică. Hai să vă dau un exemplu. La ora actuală funcționăm la Casa Austria cu un compartiment de arsuri de 4 paturi. Atât avem noi structura spitalului. Da? Acel compartiment de 4 paturi, actualmente, da, Casa Austria, să nu uităm că este una dintre cele mai noi construcții medicale din Timișoara. Da? A fost inaugurată după anul 2000. Da? Deci suntem sub două decenii utilizare a Casei Austria. Da? Ca să vedem cum a evoluat medicina și ce performanțe se pot practica astăzi în medicină dacă se respectă condițiile. Deci pe 4 paturi, pentru pacienți cu arsuri, funcționăm azi la o suprafață de circa 200 de metri pătrați. Suprafață totală pe care vor funcționa cele 5 paturi de mari arsuri se duce undeva la 800 de metri pătrați. Aceasta este diferența între o normativă europeană și o legislație europeană și ceea ce avem acum în spitale din România. De aceea pacienții sub nicio formă nu au fi putut tratați în spitalul județean, așa cum nu avem dreptul să le luăm orice șansă la tratament, în afară de faptul de a fi transferați dincolo. Dar după, și-am prezentat exact cum arată și o să mai prezentăm o dată în momentul în care aparatura va fi instalată, suntem repede comparabil cu orice centru european. Asta ca să știe clar lumea ce avem astăzi și ce va fi în Timișoara peste câteva luni. Bine, de zile. Bine, auziți, acum, știi, nu pot să nu fiu cărcător, să vă întreb un scapă, oamenii de la Mariar și intră pe ATI, după aceea își revine și vă întreb ce se întâmplă. Stați, că nu știți ce vreau să vă întreb. Nu. Domnul director, păi ce faceți? Sigur nu mai aveți momente când o să se trezească, că trebuie să vină familia cu sandwich-ul de acasă? Că chestiunea cu mâncarea, pentru mine a rămas o chestiune de noaptea minții. S-au liniștit lucrurile. Și pentru noi. S-au lămurit, aveți acum pentru clar. Deocamdată suntem asigurați. Hai să terminăm prima oară cu întrebarea și după aceea revenim la serviciul de hrană. Personalul pe care l-am menționat va fi alocat doar pentru compartimentul de mari arși. Deci discutăm de 50 de persoane care deservești 5 paturi. Și dacă nu o să fie? Până acum, la primul concurs, avem aproape 40 de persoane angajate. Nu, din eu mă întreb de pacienți. Dacă nu o să aveți pacienți, ce să fac? O să stai și o să curețe Din păcate, o să fie pacienți, au să vină pacienți cu arsuri grave, pentru că
sunt accidente care se produc, da? Am primit mai multe solicitări în ultimele săptămâni, luni de zile, pentru a prelua pacienți din alte centre, dar, repet, datorită capacității, nu putem să asigurăm tratamentul unui pacient cu peste 70% arsuri corporale. Din acest punct de vedere, din păcate și din păcate, vor fi pacienți care vor ajunge în acel compartiment. Iar vis-a-vis de respectarea normelor, credeți-mă că, pe lângă ceea ce facem noi, enorm de mult depinde de devotament, de atitudine, de dorință, de profesionalism, luați-o cum vreți dumneavoastră. Dar eu sper din tot sufletul că toți cei care se angajează și doresc să intervină în tratamentul pacientului cu arsuri grave să înțeleagă importanța actului medical. Asta va urma să vedem după primele luni de funcționare a centrului. Vis-a-vis de hrană. Cum stați? Încă stăm în picioare. Adică aveți ce să dați de mâncare la pacienți? Da, la ora actuală avem ce să dăm de mâncare la pacienți, numai că din păcate am trecut prin niște evenimente complet neprevăzute și pe care nu le-am dorit să se întâmple vreodată în spitalul, de fapt nu în spitalul județean s-au întâmplat, dar în legătură cu spitalul județean. Și ceea ce mă doare cel mai tare, domnul Dragoș Boța, este faptul că după 10 ani de zile serviciul de hrană a fost externalizat în 2006. Da? Este prima oară când se organizează o licitație. Adică până acum nu s-a făcut niciodată. Nu s-a dat așa pe prietenie? Pe diverse forme de achiziție, începând din 2006, prelungit în 2010, iar în 2016, când expira contractul vechi, noi am organizat prima licitație după 10 ani de zile. Am crezut că este cea mai corectă formă. Cea mai corectă formă de câștigare printr-o bătălie cinstită a unei licitații de asemenea învergură, având în vedere că discutăm de un contract de peste 1 milion de euro pe an. Am recâștigat pentru Spitalul Județean fostul grup gospodăresc, fosta bucătărie, care are suprafață de 700 de metri pătrați, că tot discutăm de suprafețe Spitalul Județean. Una din marile probleme pe care le întâmpină astăzi Spitalul Județean, o mare deficiență pe care o avem, este legată de spațiu. Da? Oricât ai face, v-am spus, cât s-au schimbat normativele, oricât am face, oricât am modernizat. Să nu uităm că în 89 am avut saloane de chirurgie cu 6 paturi. Actualmente, normativele prevăd 3 paturi plus grup sanitar. Deci, practic, capacitatea spitalului ca număr de paturi de pe vremea dinaintea Revoluției, exact, pot să spun că s-a înjumătățit. Deci noi avem o nevoie acută de spații. Anul trecut am organizat un consiliu medical în luna ianuarie-februarie, unde am discutat cu medicii șef de secție, da, privind oportunitatea preparării hranei în afara spitalului județean și distribuirii la caserolă de unică folosință, așa cum am văzut și așa cum consider că este modern într-un spital în anul 2017. Să vină cu mâncarea frumos la caserolă, se duce la patul bolnavului, se consumă, se împachetează resturile și se aruncă imediat la lada cu gunoi. În câteva minute este curățenie, ca și cum n-ar fi de cu hrană niciodată pe acolo. Deci am recuperat un spațiu de 700 de metri pătrați, unde se plătea o chirie de 0,5 lei pe metru pătrat, adică 350 de lei, adică 80 de euro, da? Și după aceea o să revenim la celelalte chirii pe care le-am câștigat prin licitație Spitalul Județean, la alte categorii de spații închiriate. Deci, am crezut că aducem numai beneficii prin faptul că am scăpat de depozitele alimentare, da? Ocupau spații imense, atât la nivelul etajului întâi, unde era bucătăria, cât și la Denisol. Știți foarte bine că am mai avut discuția cu lupta cu șobolanii, cum să facem, cum să-i eliminăm. Deci nu mai zburdă șobolanii. Deci, de când n-am mai avut, în afară de faptul ca și în orice alocație a orașului Timișoara, da? Pot să mai existe, dar nici de cum nu am mai întâmpinat și nu am mai avut aceleași reclamații pe care le-am avut înainte privind prezența rozătoarelor. Deci câteva câștiguri imense vis-a-vis de condiția de preparare și distribuire a hranei. Cu toate acestea știți foarte bine și din păcate nici în ziua de astăzi nu am primit un răspuns clar și care să ne mulțumească ce s-a întâmplat vara trecută. Vara trecută, după ce s-a desfășurat și s-a câștigat licitația, a început distribuirea hranei. După 2-3-4 zile DSV-ul, Direcția Sanitară Veterinară, a retras autorizația de funcționare firme care a câștigat licitația. Am fost puși în acea situație extremă de a prelungi pe 3-4 zile contractul ca să nu întrerupem livrarea hranei către Spitalul Județean. Iar după aceea, printr-o procedură de achiziție directă, am semnat cu o altă firmă timp de 6 luni de zile. Termenul expiră acum, motiv pentru care suntem în plină desfășurare a licitației. Și aveți candidați la licitație? Sunt doi candidați la licitație. Din păcate, din cei care au participat la licitația trecută, doi candidați au participat la licitație. Din păcate, acum vreo 2-3 săptămâni a fost un eveniment total neprevăzut și neplăcut pentru licitația noastră, în sensul că am primit o informare, o sesizare
cred că joi vor fi 2-3 săptămâni, ceva de genul ăsta, unde una din firme participante la licitație acuza cealaltă firmă că a încercat să trucheze, să influențeze. E infracțiune. Asta așteptăm și noi, asta așteptăm și noi de la organele competente. Hârtiuța, foarte, foarte simplu. Am discutat-o cu comitetul director și a doua zi am înaintat autorităților. Și spuneți că ați înaintat-o cu parchetului. Deci spuneți că există și înregistrare. Licitația practic este la ora licitația actuală. Este în curs de desfășurare. Da? Iar pe acea informare spunea clar că una din firme a contactat-o la sediul celelalte pe cu firma concurentă și au încercat să cadă de acord asupra prețului la licitație. Păi da, și dacă acum ați făcut-o publică, nu vă e frică că încurcați ancheta? Am făcut-o ancheta. Mai de mult publică. Am făcut-o păi acum vreo două săptămâni publică. Adică eu n-am ținut nimic și ancheta, nu credeți că ancheta asta, că încurcați ancheta procurorului? Cu ce? Spunând... Faptul că am spus ce s-a întâmplat? Da. Dar de ce? Poate că vreau să-i prindă pe oameni când negociau. Poate vreau să pun niște microfoane. Deci, noi am primit această sesizare pe care automat, a doua zi, am înaintat-o autorităților competente. Da? Din acel moment, pentru că noi oricum nu suntem în măsură să judecăm și să stabilim ce s-a întâmplat în acea situație și acum și noi așteptăm ca într-adevăr autoritățile să-și facă datoria, să aflăm și noi ce s-a întâmplat pe speța respectivă și să vedem ce decizie se va lua vis-a-vis de licitație. Dar licitația continuă. Licitația continuă. Și când aveți termenul de... Oficiul concurenței a fost de asemenea informat. Și când aveți termenul de... anunțarea câștigătorului. În aveți? Cursul următoarelor săptămâni se va anunța păi nu, câștigătorul. Ziua. Nu e o zi anume. Nu, pentru că într-o citație nu pot să spun exact că va fi deschiderea ofertelor mâine sau pe mine, dar oricum în curs de câteva zile. Sunt date fixe. Da, numai că ele se analizează, se cer clarificări, se retrimite, se răspunde la ele. Deci, în cadrul procedurii, mai sunt niște corespondențe care trebuie făcute, dar oricum suntem în plină procedură de licitație. Interesant asta cu anchetă penală pe licitația de mâncare pentru asigurarea hranei la spitalul județean, interesant. Da. Și nouă ni se pare interesant, dar în primul rând ni se pare extraordinar de periculos ce se întâmplă vis-a-vis de faptul că noi trebuie să asigurăm mâncare pentru peste 1200-1300 de pacienți internați în spitalul județean. Noi am mai trecut, repet, prin emoția asta vară și sub nicio formă nu vei accepta ca spitalul să fie pus din nou în acea situație. Deci cum autoritățile n-au decât să rezolve problema, să-și pună capul la contribuție și să vadă ce este de făcut, pentru că, repet, este vorba de peste 1000 de pacienți de 3 ori pe zi care trebuie să primească mâncare. Și sub nicio formă nu este de datoria noastră să stabilim ce s-a întâmplat. Noi știm doar că în urma licitației vrem să obținem prețul cel mai bun, să se respecte întru totul caietul de sarcini, astfel bine, încât să nu mai avem important probleme. Este și calitatea. Este important asta. Este și calitatea. Să nu mai avem altfel... probleme vis-a-vis de ceea ce se prepară și ceea ce se distribuie în spitalul județean, vis-a-vis de cantitate și calitate, pentru că discutăm de două lucruri. Eu am înțeles. Și cu cei doi participanți la licitație n-ați avut discuții. De cei care v-au sesizat și ceilalți. Noi n-am avut nicio discuție nici cu unii, nici cu ceilalți. Repede, este o licitație unde s-au depus oferte scrise. Urmează ca și comisia de licitație să se ocupe de respectarea termenilor și a legalității licitației și în rest... Repet, autoritățile și instituțiile competente n-au decât să soluționeze această problemă. Repet, o problemă extraordinar de delicată. Da, într-adevăr, extrem de delicată și, doamnelor și domnilor, vreau să vă spun că este, din punctul meu de vedere, o informație bombă. După scandalul de anul trecut legat de mâncare, acum vorbim despre o anchetă penală, o sesizare făcută pentru că una dintre firme ar fi încercat să trucheze licitația. Vă aduc aminte că nu de mult timp aceasta este în o infracțiune distinctă în codul penal. Să vedem dacă... Știți foarte bine că anul trecut în vară, când a fost acea problemă legată de retragerea autorizației firmei care a câștigat licitația, știți foarte bine că am avut acea conferință de presă unde am prezentat toate documentele și argumentele pe care Spitalul Județean le are vis-a-vis de organizarea licitației.
Și cu toate acestea, deși a fost un sistem de licitație, nici în ziua de astăzi nu știm de fapt care a fost verdictul, dacă a fost sau nu corectă acea retragere, dacă trebuia sau nu făcută. Pentru că noi am adus toate documentele pe care le-am avut la dispoziție, de atât de la autoritățile statului român, cât și ale spitalului, vis-a-vis de desfășurarea licitației. Ori modalitatea mai corectă, din punctul meu de vedere, ca să se adjudece această procedură, nu cred că există. Am înțeles. Extrem de importantă această chestiune. V-aș întreba dacă nu, apropo de această sesizare a procurorilor, dacă nu vă e teamă că o să vină după aceea firma reclamată să spună că de fapt ați vrut să o scoateți din joc. Noi n-am vrut să scoatem pe nimeni din joc. Noi am anunțat doar autoritățile asupra unor documente pe care le-a primit spitalul în timpul licitației. Nu am făcut absolut nimic. Noi mergem înainte cu licitația, câștigătorul va fi declarat, se va semna contractul, dar celelalte evenimente care au avut loc în timpul desfășurării licitației sunt de competența și obligația autorităților să le identifice și să le rezolve. Noi nu putem accepta, domnul Dragoș, sub nicio formă, ca spitalul județean să fie pus în pericolul de a nu primi hrană pentru pacienții internați. Pe mine asta mă interesează. Cine câștigă licitația? La ce preț câștigă licitația? Este bătălia firmelor și obligația comisiei de licitație să se ocupe de corectitudine și de legalitate. Pe mine, ca manager al instituției, mă interesează ca nici măcar o masă să nu fie pusă în pericol de asemenea evenimente. Și evenimente cum au avut loc vara trecută și, repet, numai noi știm prin ce momente și prin ce clipe am trecut atunci și ce emoții am avut vis-a-vis de preparare și distribuirea hranei. Cât expiră contractul? La sfârșitul lunii aprilie. Deci până la sfârșitul lunii aprilie trebuie să aveți 100% câștigător cu semn, cu contract semnat. Da, mai trebuie să treci și prin procedura și perioada aceea de contestație. Deci teoretic trebuie să dați mult mai repede câștigător. Sunt făcute toate contestațiile, tot. Că de-aia spun că nu știu exact termenele în care se analizează contestația, clarificările, depunerile, se analizează propuneri tehnice, propuneri de spațiu, urmând ca, bineînțeles, cea financiară să fie decisivă. Da, interesant de văzut. Dar firmele sunt din Timișoara? O firmă din Arad și o fostă firmă care are sediu, am înțeles, la Reșița. Sediu unde se prepară hrana este declarat la Reșița. Nici o firmă din Timișoara, ceea ce pentru mine este un mare semn de întrebare. Doamne, iartă-mă, cum o să fac cruce în direct? Cum, da. O să facă mâncarea la Reșița, da, și o aduce la Timișoara? Da, probabil, pentru că așa, păi este, nu, declarat, așa este declarat. Dar nu e aberant? Nu știu, domnul dacă Crenea, e aberant unde face mâncarea. Sunt perfect de acord cu dumneavoastră că mâncarea, este ori și ceva mâncarea între Reșița și Timișoara, după cum aproape ori între Arad și Timișoara. Dar această licitație a fost o licitație electronică, o licitație de care știa toată lumea, a fost publicată pe sistemul electronic, deci a fost accesibilă tuturor și pentru mine, vă rog să mă credeți că este un mare semn de întrebare. Da? Și eu îmi pun această problemă. Unde sunt firmele din Timișoara și de ce nu au participat la licitație firmele din Timișoara? Și Timișoara are firme care produc alimentație în sistem de catering, da? Și noi avem întreprinderi cu sute, poate mii de oameni care achiziuează prin catering alimentația, da? Și cu toate acestea, nici una nu a participat la licitație. Iar vara trecută, când am trimis către firme direct, da? Direct ofertă, cere de ofertă pentru acea procedură de achiziție directă, nici o firmă din Timișoara nu a venit să participe. Deci și pentru noi, vă rog să mă credeți că este o mare necunoscută. Mi se pare aberant să se facă mâncarea pentru bolnavii din Timișoara la Reșița sau la Arad. Da, aveți perfectă dreptate. Și nouă. Credeți-mă că și nouă. Dar nu ați putut să puneți o condiție ca mâncarea să fie, nu știu, făcută... Este condiție restrictivă și poate fi interpretată că favorizezi pe cineva. Păi și ce? Dacă aduce mâncarea de la Suceava, puteți să poate... Dacă el garantează că respectă caietul de sarcini și ajunge în calitatea și cantitatea cerută de caietul de sarcini, poate să producă unde dorește. Mă scuzați, cu micul dejun cum o să facă? Să lucreze... Micul dejun lucrează de la ora 1-2 noaptea, pleacă la ora, dacă o să câștige licitația, la ora 5 de la Reșița, și la 6 jumătate intră pe partea spitalului. Cum o să fie cu ceaiul cald în spital? Ceaiul se încălzește și acum în spital. Există fierbătoare cu care încălzești. Ceaiul, doar mâncarea vine în acele recipiente. Și nu o să se răcească mâncarea, adică o să vină cu mâncarea, mă rog, e...
E ciudat, repet. Da, este. Este foarte ciudat și, repet, și din punctul nostru de vedere este total, total inacceptabil. Trebuia să faceți ca Nicolae Robu, să cereți ajutor la SRI. Să vă lămurească SRI-ul. Nu știți că Nicolae Robu, când are o problemă, își aduce aminte. Doamne, să vină SRI-ul să ne spună... SRI n-am făcut apel, dar am făcut apel la instituțiile abilitate ale statului român să rezolve această problemă. Pentru că, repet, pentru noi este foarte, foarte importantă. Și nu mi se pare normal, v-am spus că după 10 ani să organizezi licitație, da, să dorești să ai un sistem mult mai bun, mult mai bun, da, incomparabil cu ce a fost înainte, da, apropo de satisfacția pacientelor pe care ați menționat-o înainte, da, nici nu se compară. Acum vin frumos la patul bolnavului și cu toate acestea, cu toate acestea să întâmpinăm atâtea și atâtea probleme. Da. Haideți să cam tot vorbim de spital. Și să ne întoarcem, să închidem cumva emisiunea rotund, să ne întoarcem la politică. Domnule Craina, vorbeam la începutul emisiunii despre domnul Bârsășteanu, dar spuneam eu și la începutul emisiunii că și dumneavoastră l-ați ieșit cumva din prim plan. Da, și din prim plan și pentru O secundă, stați că nu vă întreb de ce. Da. Vă întreb ce aveți de gând. Și dacă ieșirea... Vă pregătiți o reintrare, simțiți că e momentul să reintrați sau rămâneți în zona administrativă? Nu. Deci nu neapărat că pot să spun că m-am retras. Să nu uităm că vara trecută au avut loc alegeri pentru funcțiile de conducere. Având în vedere funcția de ținută la Spitalul Județean și ordonanța pe care ex-ministrul Sănătății a binevoit să o introducă privind incompatibilitatea funcțiilor de conducere în instituțiile publice și funcțiile de conducere în cadrul partidelor politice, era normal că nu voi mai putea candida la funcția de sau să rămân președinte executiv al PSD Timișoara. Pentru mine, acea perioadă de un an de zile a reprezentat un punct de satisfacție enorm, a reprezentat o mare onoare pentru mine, da, pentru că nu mă așteptam nici eu la așa ceva, da, dar am rămas vicepreședinte cadrul Partidului Social Democrat la Organizația Municipiului Timișoara, voi rămâne în continuare, particip la toate ședințele pe care organizația le ține, am fost la toate întâlnirile. Sigur că mă implic în ceea ce privește, în primul rând, activitatea medicală și activitatea de spital, dar nu am ignorat-o niciodată pe cea politică. Am fost întotdeauna un coleg și un camarad bun în echipa Partidului Social Democrat și 100% așa voi rămâne. Să nu uităm că în urmă cu un an și ceva am avut onoranta propunere de a candida la funcția de primar al municipiului Timișoara. Da? Au fost doi oameni care au rămas în competiția finală, eu și Florin. Da? Să nu uităm că pentru cred mine... Cred că era mai interesant dacă erați dumneavoastră. Campania nu vă putea era... niciodată dacă campania... era sau nu mai... Campania ar fi fost mult mai spectaculoasă, mai vie și mai energică. Sunt de acord cu dumneavoastră din acest punct de vedere. Mă scuzați, domnul Bârsășteanu a avut poziția... Din păcate, nu vom ști niciodată care era rezultatul alegerilor în situația mai în care de, rămâneam... Mai prost decât Bârsășteanu nu putea. Aia sunt de acord cu dumneavoastră. Nu putea să luați mai puțin decât Bârsășteanu. Din acest punct de vedere a trecut... Sunt convins de un singur lucru, că dacă erați în emisiune, nu ați fi spus niciodată ca domnul Bârsășteanu că Nicolae Robu va câștiga, că este învingător, că este cel mai bun. Nu ați făcut lucrul ăsta. Păi dacă mă duc la o competiție, sub nici o formă, vedeți? Nu accept ca și contra candidatul măcar, meu să măcar câștige. Atâta, măcar deci, atâta, măcar cel atâta puțin trebuia... până la linia de sosire tracudiții de... Domnul Bârsășteanu nici no, măcar nici, atâta nici n-a nu se avut. Pune problema. Asta iar vis-a-vis de ceva, ceea ce va rezerva viitorul, repet, este vă rolul doriți? Partidului. Vă doriți? Nu știu, o funcție de deputat, senator, europarlamentar, am spus și cred că în emisiunea trecută aici la dumneavoastră, îmi doresc să stau acolo unde mă pricep cel mai bine și unde într-adevăr pot să fac ceva și să demonstrez că după câțiva ani de medicină și discutăm aici de peste aproape 25 de ani în sistemul sanitar din România, cred că aici mi-este locul. Cred că în cadrul sistemului sanitar am cea mai mare putere, am cea mai mare experiență și am și dorința de a realiza ceva. Încă sunt convins și cred cu tot sufletul că putem să redresăm sistemul de sanitate.
de sănătate. Să știți, domnul Dragoș, că mie mi-e foarte ușor, sau mi-era foarte ușor. Am avut foarte multe momente în viața mea în care partea financiară era net superioară celorlalte. Am avut posibilitatea în 84 să rămân în America. În 84 n-am făcut-o. Am avut posibilitatea în 95 să rămân în Germania. N-am făcut-o. Am avut foarte multe posibilități, pentru că să nu uităm, sunt generația care a prins introducerea sistemului privat de sănătate în România. Să mă duc la clinici private. Meseria mea aduce foarte mulți bani. N-am făcut-o. Stau în sistemul de sănătate de stat pentru că, repet, cred că pacienții merită să luptăm pentru ei. Cred că trebuie generațiile noastre să facă ceva, să lase ceva în urmă. Medicii să nu mai plece. Calitatea actului medical să crească. Performanțele în sănătate să fie mai mari. Atitudinea personalului medical să se schimbe. Sunt foarte multe lucruri de îmbunătățit în sistemul sanitar. Din păcate și din păcate ne lovim de multe ori de stânci. Stânci care nu sunt declintit. Dar încercăm să le ocolim, domnule, mergem pe altă parte. La anvergura dumneavoastră și la statura noastră nu cred că vă oprește o stâncă. Vă mulțumesc. Hai, până acum cel puțin nu m-a oprit. Să vă audă Dumnezeu, așa să fie și mai departe. Sunteți precum buldozerul, așa. Luați tot în lamă, tot ce prindeți, dați deoparte. Bine, spor la treabă și mulțumim. Să n-aveți prea multe probleme, zic. Să vă ajut. Să vedem să ce o să fie. Să vă audă Dumnezeu. Să vedem ce o să fie cu celebra licitație de acum. Doamnelor și domnilor, până mâine seară vă spun că cine are noroc are, cine n-are să-l caute pe domnul Robu sau pe domnul Craina. Domnia să vă care pe altă parte noroc. Cine n-are să-și deschidă propria afacere și să vadă cum e în economia de piață. Până mâine seară vă spun ca de obicei, sunt Dragoș Boța și nu uitați, câinele de pază al democrației nu latră, sfârșie, o seară nebănuită.